Pentru prima dată în istoria județului nostru, cei mai buni educatori, învățători, profesori și antrenori giurgiuveni au avut o gală doar a lor. Au avut parte de aplauze și de apreciere, nu doar intuită, ci și rostită. Dascălii giurgiuveni au primit în dar mai mult decât o diplomă și o sumă de bani. Au trăit un moment de recunoaștere a eforturilor și calităților lor. Așadar, Gala Excelenței în Educație și-a atins scopul. Cele mai bune 105 cadre didactice ale județului nostru au fost premiate. Evenimentul organizat de Consiliul Județean a avut loc sâmbătă 3 decembrie pe scena Teatrului Tudor Vianu. Uriașele fotoportrete ale personalităților date României și lumii de către Giurgiu stând mărturie la emoțiile puternice ce au pus în mod firesc stăpânire pe organizatori și mai ales pe invitați. Copiii minune vor crește, vor crește frumos pentru că au dascăli minunați. Dumneavoastră sunteți o parte dintre acești dascăli minunați care au grijă de schimbul de mâine. Iar astăzi, Giurgiu are grijă și de această armadă de la Dunăre, în care timonierii sunt încercați de decenii bune, au dat multe personalități în paleta de școli, de instituții de educație de aici. Aprecierea noastră este pentru toți cei care, în decursul unui an, au contribuit cu sufletul, cu munca domnilor lor la șlefuirea talentelor acestui județ. De fiecare dată când cineva îndrăznește să ridice mâna asupra acelora care formează caractere, care formează viitorul acestei națiuni, care formează generația ce peste câțiva ani va trebui să conducă nu doar acest județ, nu doar acest municipiu, ci întreaga România, ne vom încăpățâna să vă avem aici, să vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce faceți și pentru rezistența dumneavoastră la rupere. Rând pe rând, cele peste 100 de cadre didactice au urcat mai apoi pe scenă pentru a-și ridica premiile, iar ineditul acestui eveniment a constat în faptul că nu s-au întors în public, ci au rămas pe scenă și au aplaudat la rândul lor pe colegii care i-au urmat. Mulțumesc. Felicitări! S-a întâmplat totuși minunea, după 35 de ani, să primească subsemnatul nu doar diplome, și bani. Au fost practic 102 dascăli care, în urma unei selecții făcute de membrii Comisiei de Cultură a Consiliului Județean, în baza unor dosare depuse, au fost răsplătiți pentru performanțele lor. Alte 3 cadre didactice, cu rezultate deosebite de-a lungul carierei, au obținut premii speciale. Este vorba despre Ion Mateescu, Gheorghe Bivolaru și Ion Dincă. Recunoștința este o floare rară. Crește foarte greu. Și uite că astăzi, nu președintele Beanu și omul Beanu ne aduce această recunoștință. Rămași pe scenă, înainte de spectacolul oferit în cinstea lor, organizatorii și cadrele didactice au făcut o fotografie de grup.